Bărbatul este din Samarinești, are 27 de ani și după ce preotul a încheiat liturghia, a spart un geam al bisericii din Valea Poienii, a intrat în altar și a dat iama în vinul cultic. În plus, a mai luat un aspirator defect și monedele din cutia milei, în jur de 10 lei. El a fost prins repede de polițiști care l-au reținut pentru 24 de ore. Ce-ai curat? Startul biseric. De ce? De ce? Băutură. Pentru regretați? Păi da. Altceva ce mai luat? N-au luat nimic. Înaintea judecății lui Dumnezeu, bărbatul va fi judecat de tribunalele laice. El a fost prezentat astăzi parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propunere de arestare preventivă. Suspectul a fost reținut pentru comiterea infracțiunii de fur calificat. S-a stabilit faptul că acesta, pe timpul nopții, a pătruns prin infracție într-o biserică de pe raza comunei Samarinești, iar de aici a sustras un aspirator, băuturi alcoolice și monedă divizionară, suma de aproximativ 10 lei. El va fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Motru cu propunere de arestare preventivă. Pentru furt calificat, bărbatul riscă pedepsa cu închisoarea între 3 și 15 ani.